Bun, dragilor, sunt la capitolul grădiniță și vreau partea asta din mijlocul grădiniții să o transform puțin. S-a umplut aici situația de iarbă, după cum se vede. Și ceea ce vreau să fac este să curăț tot, să scot și pietrele și eceveria și să pun un ulcior așa decorativ, să facem ceva frumos. Așa că acum arată așa și să vedem cum va arăta după. Să vă dați seama, am curățat toată zona, vedeți pe acolo prin spate suculente, pe aici pietre și alte nebunii. Am adus și ghiveciul ăsta spart, am pus o folie ca să nu mai iasă iarba printre pietre și după ce voi pune toate pietrele, ideea e să pun și ceva nisip între, dar înainte aș vrea să plantez toate suculentele pe care le vedeți acolo. Și apropo de ulciori, un ulcior spart pe care l-am găsit evident la gunoi aruncat, care mie îmi va fi foarte de folos pentru a decora părticica asta de grădiniță. Ca să vă dați seama cum procedez, pur și simplu rup celofanul în jurul suculentei, fac o groapă, bag suculenta și ea în câteva zile o să se prindă. Și bineînțeles, nu pot munci singură în viața asta, am nevoie de pisicuțe. Cam așa se derulează proiectul meu, am reușit să pun și trandafiraș și eceveria în ghiveciul ăsta spart. Acum trebuie să aduc piatră exact asta și să pun printre floricele ca să se vadă și acolo frumos. Momentan la stadiul ăsta suntem. Și cam ăsta este rezultatul final, după cum se poate aprecia în dimineața asta, că a durat o zi și jumătate toată situația. Am florit și trandafirașul ăsta gălbior și gata, acum arată onorabil și decent. Am să vă arăt și în spate. Cam asta vedem noi din sufragerie. În partea asta, la altă. Și dacă sunt interesați, o să vă arăt și grădință. Pentru că am făcut curat cam peste tot pe aici. Dar creația mea de artă, între ghilimele, cam așa arată momentan.